mă iau și eu după toată lumea, să fac distrec, doar că mai ca lumea. Fac mișto de voi, dar nu mă dau mare, ăsta-i un pamflet. Tratați-l ca atare, spuneți că doar de cei fari vă luați, însă nici voi nu sunteți mai adevărați. Faceți din YouTube Pornhub când vă dezbrăcați, numai ca să faceți niște abonați. Două din trei clipuri sunt cu sponsorizare, iar al treilea e făcut cu mare nepăsare. Dați hate în stânga și în dreapta, o faceți pentru abonați, nu de alta. Influențați, creșteți pe promovare și după aia îi călcați pe toți în picioare. Vă iubiți doar când nu vă urâți, faceți din asta views, atât de jos vă coborâți. Abordați subiecte din actualitate și emiteți păreri de parcă le-aș ști pe toate. Mai bine v-ați abține de la păreri personale despre lucruri ce țin de valori morale. Faceți guess her age, vă minunați că sunt frumoase, dar ați uitat să ziceți că fetele sunt false. Sincer, eu chiar aș vrea să aflu, hai să le demachiem. Ne-ar trebui un șpac. Vă cuplați cu YouTuber să fiți fete populare, cu decolteu, cu fustă scurtă, gata de defilare. 100k de abonați ați făcut peste noapte, cu clickbait, cu iubitul și cu multe alte fapte. Mergeți la meet-uri pentru că vreți bani, nu că v-ar păsa să vă vedeți cu fanii. Nu vă aranjați părul ăla, deja stă bine. Faceți ceva cu fițele să fie mai puține. Din cauza voastră suntem acum priviți de parcă am fi doar niște triști mâhniți.